zis de Lefternon, este considerat ancient city, oraș vechi. Și foarte bine păstrate sau, mă rog, refăcute clădirile pe aici. Unde? Zicea că tot asta e ăla. Da, a fost super tare, da. Ăla tot insista și ăla. Da, care e Ancient City? Tot este, da, întreba cineva la tavernă care este Ancient City. Și patronul de acolo a zis, și acolo este Ancient City, pentru că taverna lui are peste 100 de ani. Au început să se coacă și strugurii. La toamnă o să iasă un vin cretan. Și ca de obicei, leandrii, cicadele s-aud. Nu știu copacii ăștia ce sunt, arată bine. Au foarte multe frunze și deseni. E până să ajungem în orașul vechi și cisterns, care sunt un fel de puțuri de apă, cred. Am ajuns la un viewpoint, de unde se vede foarte spectaculos. Sper să reiasă și în filmare adâncimea, ce știu că nu prea se vede de regulă. Se vede mai interesant, mai ales că este și destul de norat. Încă, din nefericire. Suntem pe un platou unde au construit astea, sunt niște dale. Vezi? Da. Și scrie Cisterns acolo? Cisterns. Păi ăsta e. Ce câine? Sau de la foarte mare depărtare. Wow! This is dangerous, man! Se termină brusc asta și n-a niciun gard de protecție, nimic. Se vede că zona asta nu e prea... Dar duce prea aproape. Se vede că zona asta nu e exploatată, ca să zic așa. E și așa, cam așa arată Cistern Water Tower, cum ziceam. Turn de apă. Ce zicea? Necropola? Ce, unde te duce? Păi e aici, tower. O, ce frig e aici. Suntem în niște cisterne romane unde era ținută apa. Am mers, cred că vreo 10 minute, o sfert de oră pe jos până la ele și nu eram îmbrăcați nici adecvat, dar sunt destul de impunătoare, mari, așa. Zici că ești în jocuri și din ce în ce mai tunecat, acum nici nu prea se mai vede. Și aștepți ca în orice secundă după colț să apară un monstru, ceva final. Da, nu te-ai așteptat să fie o structură atât de mare. Săpată și cred că am și mers pe deasupra ei acum. Pe aici este intrarea. Ne-am întors la turn după ce am făcut o scurtă vizită la Cisterns, ce se puteau vizita. Era un domn mai în vârstă pe aici care ne-a ghidat către acolo, nu știu dacă am fi reușit să ajungem fără el. Și ne-a cerut să-i dăm cină ceva după. I-am dat 2 euro. Am ajuns la un magazin cu produse naturale și niște palmieri pe aici, sau ficus, ce era asta. Deci zice că asta ar fi Ancient Town. Orașul vechi. Da, nu știu exact unde este, cred că totul este orașul vechi pe aici sau ceva de genul. Da, nu știu, nu e foarte spectaculos orașul ăsta vechi. Nu îmi place cola absolut. Coca-Cola lor este un pic mai amară decât la noi. Noi suntem obișnuiți cu dulcele. O să ne întoarcem la mașină și o să continuăm către următoarea locație indicată de gazda noastră de la hotel. Constantinos. Da, o să vedeți hotelul într-un vlog separat, că merită.
E ceva deosebit. O casă în stil venețian, cu o fântână în cameră. Parcarea era lângă o biserică. Cred că e biserică, așa pare. Și care tot așa este foarte frumos îngrijită. Văd că în momentan n-a mai plouat și pare că s-a mai și încălzit puțin. Așa că vom merge către următoarea destinație. Să vedem ce e în grădină. Suntem la Fili Cafe. Mi-am luat o cafea grecească mai mare și niște specialități. Eu mi-am luat din oaie de miel, da, miel cu vin, și Alexandra și-a luat niște chiftele cu sos de roșii, cu lemn cuțet. Că a venit o altă salată casei, salata Fili, care are mult morcov și la ce care e și preparată, miroase bine. Și un fel de guvre, sau cum se cheamă asta, un fel de feta cheese, dar e brânză tare prăjită. Ia te-ai un pic brânzica aia să vedem. A, nu pare tare. A, e tare rău? A, interesant. E tare bine, nu pare rău. Aha, dar se și topește așa. Acum să vedem cum e. Hai, dăm și salata asta cum e. Cam așa arată usuitura de miel în sos de vin. Și așa arată chifteluțele în sos de roșii, la tot prăjiți amândouă. Erau la bucate tradiționale, care nu erau meniu, specialități, ca să zic așa. Brânza a fost bună, un pic seamănă cu cea din... Îți place? Sau nu prea? Nu prea. Foarte bun mielul. Foarte bun mielul. Chifteluțele era, na, ce să zic, nu prea e pe gustul nostru, dar mai mult mâncare gătită, aveam așa un fel de gust arabesc, dar nu așa, și ne-am primit din partea casei plăcintă de mere. Nu ne-a costat foarte mult toată distracția, în jur de 36 de euro, specialitățile costau în jur de 10 euro și, ce să zic, pentru cine vrea să încerce mâncarea autentică, tradițională, cretană și grecească, să se oprească neapărat aici și sunt sigur, de exemplu, mie mielul mi s-a părut super bun în sos de vin și sunt sigur că mai avea și alte mâncăruri care ar fi fost la fel de bune. Deci, nu uitați, cafe Filio. În? Cum se cheamă? Area Elefternon. Area Elefternon. Am ajuns la parcarea din... ultimul punct al călătoriei de astăzi din Retimno, și anume peștera Melidonii. Este chiar lângă orașul Melidonii. Sunt multe locuri de parcare aici, free parking. A, și mai erau și mai în față, cred. Și tot așa suntem undeva foarte sus aici. Se putea și mai sus. A, cicadele își fac de cap aici. Da, putem să stăm. Să bem și o cafeluță. Mai era parcare și aici. Asta ca să fie totul complet. Și au și o tavernă, care arată foarte bine și cred că are privește și posibil să ne oprim să bem și noi ceva, o cafeluță aici. Ne avem masă momentan, da. Ei, putem să stăm și pe sus, pe acolo, dacă e. Da, era și masă, da. Mi-e frape, dar o să-mi iau și eu, cred. Să luăm bilete, nu? Tăcește în peșteră. Uite și un teren de fotbal pe acolo. A costat 4 euro intrarea la peșteră. Și am înțeles că e un minut de mers doar până la ea. Toate limbile în afară de română. Mamă, ce supărate sunt cicadele. Fac un scandal de abia te auzi pe tine. Cam așa arată intrarea în peșteră. Am înțeles că avem un traseu de urmat. Ne arată și o hartă. Cred că o să ne descurcăm noi pe aici. Însă nu știu cât o să pot să filmez înăuntru, că pare întuneric. Și că sunt 18 grade în peșteră. Adică să ne așteptăm la frig. Wow, e foarte adâncă.
De multe trepte de coborât. Nu știu dacă se vede ceva. Poate înăuntru. Cu noaptea? Cu noaptea, da. Și este o cruce și, zici, ca un fel de mini orășel sub. Wow, cât de adâncă e. Și uite stalactite și stalagmite. O să mai filmăm jos. Am reușit într-un final fericit să ajungem și jos, unde sunt stalactitele luminate. Încă sunt active, că văd că picură apă, deci înseamnă că aici unde avem și stalagmite o să formeze coloană, se numește coloană parcă. Uite, ceva de genul, când se unește stalactita cu stalagmita, se face o coloană. Da, nu vezi foarte mult, dar e spectaculoasă prin faptul că este foarte mare. Nu știu dacă o să iasă ceva pe cameră, că destul de întuneric. Fă o poză. Să bucata aia. Ce scrie acolo? Ce facem acolo? Inscripții și grafiti. O carte pentru vizitatori. Au fost găsite sute de inscripții pe pereți când le-au și din toate timpurile. Uite, asta zici că e un pitic cu pălărie și care suflă încolo, vezi? Și cu barbă. Nu știu dacă se vede ceva. Să vedem după aceea ce a ieșit, dacă merită ceva pus sau nu. Păi și asta e tot, cred, nu? Că v-a plăcut acest vlog. Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!